În toți anii din urmă, drumurile aproape mi-au purtat pașii către destinații care de care mai variate. Locuri cunoscute dintotdeauna ca destinații turistice sau locuri mai puțin cunoscute, dar de o neasemuită frumusețe și cu potențial numai bun de exploatat de călătorii adevărați. Căi nebănuite mi s-au deschis de atâtea ori în față și sunt norocoasă, căci altminteri n-aș fi ajuns niciodată într-unele dintre locurile acestea. Așa e și cu destinația mea de astăzi, undeva la țară, în județul Hunedoara. Fără munte, fără mare, fără delta, ori măcar vreun lac prin preajmă. Dar cu oameni care au înțeles mesajul acela, fă rai din ce ai, și apoi împarte-l cu cei din jur. Am pornit așadar cu avânt din Timișoara, autostrada permite lucrul ăsta până la marginea. Apoi pe drumul anevoios și aglomerat, dar cu vedere la o viitoare autostradă, până la Ilia. Apoi acuși am trecut Mureșul și dreapta către Bani Potoc. Hotărâtă treabă, mai întâi și mai întâi aici trebuia să ajung. Căci am căutat pe hartă locul ăsta cu un scop, anume o plimbare prin niște grădini fabuloase, de poveste, și lista epitetelor ar putea continua la nesfârșit. Un parc în toată puterea cuvântului, construit bucată cu bucată, cu mare grijă pentru detalii, cu plante alese pe sprânceană și așezate fiecare la locul potrivit, iar rezultatul e unul pe măsură. Am văzut nenumărate filmări și fotografii realizate în locul ăsta. Recunosc că la început nici măcar n-am crezut că s-ar afla în România, dar rămite așa aproape, în județul Hunedoara. Eram curioasă dacă nu cumva ținea mult de unghiul de filmare și de Photoshop, dar azi, în plimbarea pe alei, într-o zi mohorâtă de toamnă, fără filtre și efecte, locul arată exact cum îmi imaginam. Iar povestea eu voi afla de îndată de la Ramona, un om norocos că se bucură de o asemenea priveliște în fiecare zi. Spune, cum era acum 15 ani aici? Că tu ai fost de la începutul da, povestii. Da, era pur și simplu un teren, o casă. Mi se spunea fosta moară, nu mai era nimic aici din ce era vorba despre moară, doar casa și un teren arabil. Un deal cu vii, cu pruni, cum zicea fostul proprietar care ne-a vândut, pruni, meri, cireși și tot ce... Deci nimic din ce vedem la momentul ăsta aici. Da. Și cam 15 ani, înțeleg că ia unui asemenea loc, așa, bucată cu bucată, pas cu pas, ca să se transforme în ce vedem astăzi. Din experiență, da. Despre ce suprafață vorbim când ne uităm în jur? Îmi dau seama că e o suprafață foarte mare, dar nu știu la ce să da, cele pe care le vedeți în jur, amenajate, sunt undeva la 4 hectare, dar per total cu pepinierele sunt peste 7 hectare, pe care le îngrijim la modul de săpat, plivit, tratamente, hrană, tot ce ține de partea de grădinărit. Care a fost prima bucată care s-a făcut, nu știu exact zona în care ne aflăm acum sau în primii ani? Că mă gândesc că a fost exact cum ai spus tu, ca un puzzle, primele piese din puzzle cam care au fost aici? În primii ani a dat conturul, a pus câteva plante pe deal, a pus cele de pe alee, aleea cu prunus nigra care e la intrare și partea de contur. Deci pur și simplu a făcut conturul proprietății pe măsură ce am reușit să le cumpărăm. Că nu, proprietatea nu era așa la început. Dincolo de plantele fabuloase pe care le vedem în jur, observ o neasemuită grijă pentru detalii, pentru tot felul de statuete, fântânile arteziene care sunt cumva specifice pentru grădinile din alte țări. Nu știu, tot felul de vase, mese. De astea de unde le-ați adunat? Sunt obiecte pe care Giovanni le-a căutat, a adus câte una, câte două, câte trei, le-a așezat, ne-am plimbat cu ele prin toată grădina, le-a găsit în Italia la licitații cu obiecte de anticariat, le-a dus în vopsitorii sau așa, le-a recondiționat și este ce este, iar
tot ce vedeți, partea asta gri, e piatră vulcanică, Peperino, și sunt sculptate de un artist din Italia, unul dintre ultimii artiști și din Italia care au rămas să lucreze manual. Prunus nigra, forsiția, abelia, tuia, gigantica. Ramona îmi recită pe nerăsuflate o listă întreagă de denumiri de plante pe care le poți întâlni prin parc. Numai plante adaptate în mod normal climatului de aici. Nimic care să nu se potrivească peisajului, nimic care să ceară condiții speciale. Doar grijă, foarte multă grijă. Iar de asta se ocupă în fiecare zi echipa aflată sub coordonarea fermă a domnului Giovanni, pe care îl găsim și azi la treabă. Antreprenorul italian lucrează de mult în România, iar afacerile sale nu au nimic de a face cu plantele și peisagistica. Munca în grădină e doar pasiune, iar de rezultatele acestei pasiuni se bucură acum oricine calcă pragul grădinilor. Signor Giovanni, la prima domanda che io devo fare è chi è Zoe? Questi sono i giardini di Zoe. Zoe è una mia, è mia nipote. Ma però può rappresentare anche, secondo me, anche una donna ideale che uno può trovare. Mm-hmm. Perché in giardino trovi equilibrio. E un giardino è come una donna? si cambia ogni giorno, no? ogni stagione cambia e cambia anche ogni giorno. Come è cambiato questo posto qui? Perché io dico così, 15 anni fa questa cosa non esisterà qui. C'erano tutti i pruni selvatici. Uh-huh. Un posto normale, un villaggio nella Romania? Abbiamo notato la prima visita che secondo me era un posto positivo. Come diciamo gli antichi romani, credeva che c'è un genio in ogni luogo. Uh-huh. Che un genio positivo. Io penso che qui c'è un genio che sia positivo. Spero che si chiama anche non riusciamo a vederlo, spero che si chiama anche Zoe. Può essere un genio che si chiama, si potrebbe chiamare anche Zoe. Perché è importante sentirsi bene su un luogo in cui tu riesci a starci a vivere. Quando lavoravo ed ero nervoso, preoccupato, venivo qui dopo una mezz'ora, ti sentivi rilassato. Allora c'è qualcosa veramente che va oltre le nostre conoscenze, che dei luoghi siano veramente che ti dia carica, una carica positiva.
Questo è, secondo me è importante. Mm-hmm. Ma non c'è, non è stata questa idea di fare un giardino così grande, così favoloso? È nato, in primo luogo mi è nato, dico bene, sono stato ospitato qui dal popolo romeno dacico, sono venuto a lavorare qua, mi sono sentito un ospite che sono stato ben accettato, e allora è stato anche un segno di se riesco a fare un qualcosa di carino, di bello, di simpatico, dico un domani rimane, è un, come un segno di ringraziamento anche per la gente che mi ha ospitato. Che bello, anche credo che è scritto qui, sono io ho quel che ho donato, è una frase del circa del XV secolo, che un scrittore italiano, D'Annunzio, l'ha riportato su tante scritture, su tanti libri. E allora io lo spunto l'ho ripreso lì, perché se è meglio dare che ricevere. Che bello. Ma questa è anche una passione per lei, di lavorare nel giardino, perché questo lavoro non si fa così. Allora deve essere anche una passione, una cosa. C'è una grande passione, perché quando metti una bulbo, una piantina piccola, poi la vedi crescere, è come una mamma vedere crescere un bambino. È una grande gioia veder crescere le piante, perché poi la pianta è un qualcosa di vivo, un qualcosa che percepisce. La pianta non sembra, ma se noi gli passiamo vicino tutti i giorni, la pianta ti riconosce come se fosse un animale, come se fosse un gatto, come se fosse un cane. Se la tratti bene, se la curi bene, se gli dai da mangiare, se gli dai da bere, se gli dai la curi quando è malata. Se parli con loro, riesce. Io sono convinto che la percepisce anche le nostre emozioni, la pianta, come noi ci dobbiamo abituare a percepire le loro. Qual è la più grande soddisfazione che lei ha dopo una giornata piena di lavoro nel giardino? Quando che riesci, che alla sera hai costruito qualcosa, sei riuscito magari anche a mettere una pianta, anche me. Poni solo una pianta, già è una soddisfazione, a me mi rende felice. Poi se riesci a metterne 10, 50, 100, meglio ancora. Oppure riesci a fare un trottoir, oppure riesci a posizionare nel posto giusto, un decoro che è adatto per quel posto. Allora ti rende, ma per me mi rende veramente un po' più di felice, un qualcosina in più. Dar aș mai fi zăbovit un pic în paradisul din grădinile Zoiei, la povești cu Ramona și Signor Giovanni. Dar dintre ei, doar eu sunt cu timp liber berechet. Grădinile nu așteaptă. În plus, o ploaie mocănească își face tot mai clar simțită prezența în zonă. Ceea ce nu alterează cu nimic nici frumusețea locului, nici pofta mea de plimbare. Plimbare pe care o continuu pe ulițele satului, până ce ajung la poarta dincolo de care se ivește următorul meu obiectiv. Căci dacă tot avem asemenea grădini în povestea locului, parcă era musai să fie prin preajmă și vreun castel. Ei bine, am pe listă nu unul, ci două. Chiar în Ban Potoc, la margine de sat, se găsește Castelul Maria. Astăzi un minunat loc unde să-ți încarci bateriile preț de o după-amiază, un weekend sau chiar o vacanță întreagă. În alte vremuri, acelea cu parfum de epocă interbelică, conacul boieresc cu vedere la pădure o fi fost și atunci o oază de liniște și bucurie pentru vechii proprietari. Astăzi savurez și eu din plin cartea aleasă la întâmplare din biblioteca al Doldora de oferte și căldura casei și, desigur, ceaiul aromat însoțit de o delicioasă felie de tort făcut în casă. Iar pisicile, locatarele de drept ale castelului, nu se sfiesc să-și facă apariția printre picioarele celor care calcă pragul conacului. Sunt de-a dreptul marcă înregistrată. Cu toată vremea asta deloc îmbietoare la călătorie, vreau neapărat să ajung și la Bârsău, un alt sat aparținător aceleiași comune, Hărău, din care face parte și Ban Potoc.
Acolo, sus pe deal, la margine de cimitir, se găsește vechea biserică a satului, monument istoric. Una dintre faimoasele biserici de piatră din județul Hunedoara, construită sub influența arhitecturii gotice, pare să încă în secolul al XV-lea, după ce Iancu de Hunedoara intră în posesiunea întregii zone. Mai târziu, prin secolul al XVI-lea, lăcașul de cult a fost restaurat sub oblăduirea doamnei Maria Ocearovici și a fiicei sale, Elena, soția lui Petru cel Tânăr, voievodul țării românești la acea vreme. Atenția aparte a fost acordată picturii murale, iar frescele de pe pereți au fost repictate prin 1770 de Stan, zugravul din Rășinari. Același care a semnat și icoanele de lemn din dreptul ușilor împărătești încastrate în zid. Turnul clopotniță cu foișor deschis, aflu că a fost adăugat la planurile inițiale odată cu amplele lucrări de renovare de la sfârșitul secolului al XIX-lea. Bisericuța din vârf de deal a trecut proba timpului și se ține încă semeață, dar cine știe pentru câtă vreme. Las în urmă gândul trist, animată de următoarea mea vizită, la un nou castel, situat în satul învecinat, anume în Chimindia. Odată ajuns aici, n-ai cum să-l ratezi. Silueta sa semeață se arată din spatele porților și te invită să-i calci pragul. Ceea ce și fac, impresionată odată în plus și de covorul roșu așternut pe scările de la intrare și de blazonul arborat cu mândrie pe zidul de piatră. Hotelul cu aspect medieval și-a deschis porțile cu mulți ani în urmă, iar proprietarul său a mizat pe povestea locului și a fost un pariu câștigat. Pariul unui om care nu și-a uitat locurile natale și a vrut să le ofere un nou sens, așa încât Chimindia să fie un punct de referință pe harta turistică a zonei. În așteptarea gazdei mele, Claudiu, aflat încă la treabă, am răgazul să dau o raită prin clădirea ce respiră atmosferă medievală la fiecare pas. Nesfârșite panoplii cu arme din diverse perioade se completează de minune cu mobilierul masiv, iar camerele cu tematică diversă întregesc efectul. Claudiu! Ciao! Ciao! Eu sunt Diana. Îmi pare bine să te cunosc. Bine te-am găsit. Bine, ai venit da. Aici. Exact. Aici bine te-am găsit la mine acasă. Exact. Știi că abia am așteptat să vin aici în zonă, o zonă altminteri senzațională și unde poate n-aș fi venit dacă n-aș fi căutat pe internet și nu mi-ar fi sărit așa în ochii niște nume. Și vreau să-mi spui așa, în primul rând, de unde Castelul Lupilor? Deci, sunt sigură că are legătură, nu știu, cu vreo legendă, cu chestie de genul ăsta? Clar are legătură cu legenda, are legătură și cu numele meu. Numele meu fiind Lupaș. Așa, da, uite, la asta provine, nu am gândit. Provine din lup. E o întreagă poveste, dacă stăm să discutăm despre numele Lupaș. La origine are, haide să spunem, o istorie care ne povestește despre omul mușcat de lup. Adică omul vârcolac. Pot documenta ceea ce spun. Ulterior am aflat lucrurile astea povestind cu bunicul meu, care mi-a și dăruit un inel. De la acest inel au plecat, de familie. Da, au plecat... A plecat tot ceea ce voi vedeți aici. Și Castelul Lupilor, ca și legendă, s-a născut datorită faptului că pe aceste meleaguri, pe vremea dacilor, lupul alb, care este de fapt ocrotitorul nostru, al dacilor, eu mă consider dac 100%, a strâns sub ocrotirea sa toți lupii din Dacia pentru a ajuta strămoșii. Citesc bucuria din ochii lui Claudiu atunci când vorbește despre locurile natale, la oaltă cu istoria de familie. Și mi-e limpede acum de ce a ținut Morțiș să lase ceva în urmă aici, la Chimindia. Ei,
Claudiu, orice castel care se respecte trebuie să aibă o sală de bal. Ei, nu mă așteptam la o asemenea sală de bal, dar mă bucur că am ajuns aici. Până la urmă, cât să continuăm povestea noastră? Și uite, așa mă gândesc că am ajuns în perioada medievală a locului ăstuia, pentru că așa cum m-am documentat eu puțin și am citit, aici a fost de fapt un castel, nu? Un conac al unei familii importante din Transilvania. Da, a fost reședința familiei Chemendi, una dintre cele mai importante familii din Transilvania. Familie nobiliară, bineînțeles, evident. Bineînțeles, da. Conac cumpărat de către bunicul meu prin anii 40. Acest conac l-am restructurat, l-am adus la faza pe care voi o vedeți, dându-i un aer mai medieval. Dar ne aflăm acum în perioada actuală și uite că povestea merge mai departe. Te zic că mi-a plăcut foarte mult ideea asta, că tu, om al locului, te-ai întors la un moment dat acasă ca să-ți faci o afacere de suflet și aici, și afacerea asta continuă. Adică nu te-ai mulțumit, nu știu, să ai în proprietate un hotel care să meargă pur și simplu. Te-ai gândit că trebuie adaptat totul la perioada exact, în care trăim. Exact. Eu cred și susțin ideea că turismul este unul din lozurile câștigătoare pentru dezvoltarea României. Povesteam cu cineva raportat la ceea ce înseamnă Transilvania pentru România. Din punctul meu de vedere, reprezintă un brand. Acest brand cred că ar trebui dezvoltat foarte, foarte, foarte bine. Iar să ne întoarcem la ceea ce îmi spuneai tu, am făcut un update, haideți să zicem așa, la castel, pentru că nevoile turiștilor cresc. Nu poți să te mulțumești doar pentru faptul că vii într-un loc frumos în care mănânci bine și dormi confortabil. O astfel de locație, într-o zonă cum este Castelul Lupilor, în Chimindia, în județul Hunedoara, are nevoie de activități. Activități pe care eu sper să le pot da turiștilor noștri viitori prin intermediul acestui sat pe care l-am construit în fața castelului. Este un sat dacoroman, unde vom avea 12 cai, vom face plimbări ecvestre prin împrejurimile de lângă castel, unde vom descoperi minele de aur, vom descoperi, haideți să zicem, animalele, fauna locului pe care o vom hrăni. Avem deja hrănitori făcute pentru acest lucru. Tot în interiorul satului există și un atelier pentru meserii pierdute, unde părinții își pot trimite copiii să învețe, să înțeleagă, să pună mâna și să facă lucruri făcute de ei. Să înțeleagă, de fapt, efectiv, de unde și cum provin. De exemplu, o oală făcută din lut sau un fier bătut cald, cum se poate transforma. Sau ce înseamnă să mulgi o vacă, ce înseamnă să cureți un cal, ce înseamnă să iei oul de la o găină și să vii cu el la bucătărie să-ți fie gătit. Te spune că sunt atât de multe locuri care pot fi transformate în locuri turistice și totuși lucrul ăsta nu se întâmplă. Educație. Ce crezi că lipsește? Educație, sprijin din partea guvernului în a investi într-o astfel de ramură, cum este turismul, și ajutor din partea, nu știu cum să zic, poate cer prea mult ajutor. Hai să zicem implicare personală și muncă. Ajutor din partea guvernului pentru ceea ce înseamnă un suport din punct de vedere al taxelor pentru o perioadă X, nu știu, în 10 ani de zile ești scutit de o anumită taxă pentru a putea dezvolta, pentru că de fapt locurile astea, nici eu, nici voi, nici nimeni altcineva, nu le vom lua cu noi. Locurile astea vor rămâne și nu sunt nimic altceva decât niște exemple pozitive pentru cei care doresc să facă ceva. Omul sfințește locul. Exact, exact. Cred că asta e concluzia pe care ar trebui să o avem la discuția noastră. Omul sfințește locul și uite că aici, în comuna Hărău, în județul Hunedoara, deja am găsit câțiva oameni care cu adevărat au sfințit locul. Cu siguranță mă voi întoarce aici pentru că mai sunt atât de multe lucruri de făcut și de văzut. Până atunci ne mai vedem și pe alte drumuri aproape.